Dăm tot mai mulți bani pe tutun și alcool, în vreme ce sănătatea și educația nu reprezintă o prioritate. O arată chiar statisticile oficiale. În medie, aproape 8% din cheltuielile făcute de o familie din România sunt pentru țigări și băutură, adică peste 260 de lei lunar. Asta înseamnă că cu 23 de lei în plus față de anul 2021, în schimb banii alocați pentru educație nu ar ajunge nici pentru un pachet de țigări. Practic, dacă privim cheltuielile de consum făcute într-o familie calculate la un total de 3.450 de lei, 7,7% din bani s-au dus pe băuturi alcoolice și pe țigări. Aceste produse sunt a treia mare cheltuială în bugetul unei familii. Mâncarea și băuturile nealcolice sunt pe primul loc, 34% din total, iar pe locul al doilea sunt cele cu locuința, utilitățile și combustibili. Pentru sănătate, cheltuiala este de 5%, în vreme ce educația și asigurările sunt lăsate în urmă cu nici măcar 1%. Statistică familia a cheltuit pe alcool mai mult față de 2021, dar în multe familii, mai ales din mediul rural, alcoolul nu este cumpărat, ci făcut în gospodărie, așadar nu apare în aceste date. Asta contribuie la faptul că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, România este una dintre țările fruntașe la abuzul de alcool în rândul adulților.